dimineața. S-au trezit iepurașii? Hai, fugă la baie că e gata masa. Premiul după școală, hai. Să o ascultați pe doamna învățătoare. Să fii cu minte. Da. Da? Să ai grijă de sora ta. Da. Să o aștepți. Da. Mami vine să vă ia la ora 12, hai. Da. Da, da. Poți să stau în față? Ești prea mic. Când o să ai 12 ani, să poți. Bine. Mai, până ar trebui să pui centura. Bine. Să mergem pe jos. Nu, trebuie să vină, întârzie puțin. Hai, că știu eu drumul. De unde știi? Nu am mers niciodată pe jos acasă, dacă ne rătăcim. Nu ne rătăcim, am văzut-o pe mami când a plecat cu mașina. Mergem 20 la dreapta și una la stânga. Hai, că m-am plictisit setul ăsta atât. Corina, hai să mergem. Bine, dar dacă să se îngrijoreze mama? Nu o să se îngrijoreze. Când o să ajung aici, o să își dea seama că am plecat acasă. Că trec mașini. Dar noi trebuie să ajungem acolo.
văzut eu semnul acela în cartea mea de colorat. Salut! Eu sunt trecerea de pietoni. Oriunde mă vedeți pe mine și pe prietenul meu de jos, marcajul, aveți voie să traversați strada. Dar, înainte de a o face, trebuie să vă opriți pe trotuar, nu foarte aproape de margine, și să vă uitați la stânga și apoi la dreapta, să vă asigurați că șoferii v-au văzut și că încetinesc sau chiar opresc. Apoi traversați numai pe marcajul alb de pe asfalt, drept spre trotuarul din fața voastră. Iată! Să nu alergați în timp ce traversați și nici să nu vă opriți în mijlocul străzii. Așa nu! Acum voi! Drum bun! Haide pe aici! Așa da. Vezi, Andrei, așa se trece corect strada, pe la semnul trecere de pietoni. Da, să știi că așa e. O luăm pe acolo. Păi pe unde traversăm? Nu văd semnul trecere de pietoni. Marcajul. Păi și ce facem? Ne uităm în cartea mea. Semnele trecerii de pieton, dacă nu vă găsim nicăieri. Pe unde traversăm? Atunci când ajungeți la o intersecție fără semn și marcaj pentru trecerea de pietoni, aveți voie să treceți numai pe la colțul străzii și numai drept, nu în diagonală. La fel și aici, trebuie să vă asigurați că nu trece nicio mașină. Abia după aceea vă puteți angaja în traversare. Iată! Mulțumim! Poți să joc și eu? Da, joacă cu noi, Niki. Corina, aș da și eu puțin să mă joc. Bine, dar să nu se îngrijoreze, mamă. De aici pentru că nu este un loc bun de joacă. De ce? Ar fi mai bine să mergem. Andrei, în carte am văzut că niciodată nu trebuie să ne îndrucăm pe stradă. Da, așa e. Nu am luat-o bine? Ba da, cred că da. Hai pe aici.
dat puțin cartea ta. Cred că poate să ne ajute. Vă așteptam! Salut! Eu mă numesc Semafor. O să vă explic cum funcționez. Am două culori, roșu și verde. Fără mine nu s-ar putea circula în intersecții. Atunci când mă vedeți pe mine, trebuie să știți ce semnifică fiecare culoare. De exemplu, când am culoarea roșie aprinsă, așa, înseamnă trecerea interzisă. Adică nu e voie să treceți pentru că trec mașini. Când am culoarea verde, înseamnă că aveți voie să treceți. Bine, dar când verdele clipește? Ei bine, atunci când verdele clipește, înseamnă că urmează să se transforme în roșu. Și în situația asta ce facem? Dacă sunteți încă pe marginea trotuarului, trebuie să așteptați până la următoarea culoare verde. Dacă sunteți deja pe stradă, trebuie să vă continuați traversarea, dar însă fără să alergați sau să vă întoarceți din drum. Și nu uitați, ca de fiecare dată, să vă asigurați stânga, dreapta, stânga, chiar dacă eu am culoarea verde aprinsă, și să continuați să faceți acest lucru și când mergeți pe trecerea de pietoni. Iată! Așa da! Așa nu! Nu știu prea bine locul ăsta. Hai să traversăm. Bună ziua, copii! Eu sunt superagentul. Cu ce vă pot ajuta? Domnule superagent, de ce nu putem trece la culoarea verde a semaforului? Păi, vă explic. Atunci când mă vedeți într-o intersecție, cu sau fără semafor, trebuie să fiți atenți la semnalele mele, indiferent ce culoare are semaforul. O să vi le arăt imediat. De exemplu, atunci când am brațul ridicat, înseamnă trecerea oprită a tuturor celor aflați în fața mea. Când am brațele întinse în plan orizontal, înseamnă trecerea oprită pentru toți cei care vin din față și din spatele meu. Aveți permisiune de trecere atunci când mă vedeți rotind brațul vioi. Și dacă nu știm drumul înapoi spre casă, ne puteți ajuta? Sigur că da, dar trebuie să-l întrebați pe unul din colegii mei pe care îl întâlniți în drumul vostru. Să trăiți! Drum bun și atenție sporită! Bună ziua, domnule agent! Bună ziua, copii! Ce s-a întâmplat?
Cred că n-am rătăcit puțin. Ne puteți ajuta să ajungem pe strada Castanilor numărul 5? Desigur. Trebuie să luați troleibuzul 86 și să mergeți cu el 3 stații. Uite, de acolo. Mulțumim! Mulțumim! Să nu uitați să traversați numai pe culoarea verde a semaforului și la semnalele agentului de circulație, da? Drum bun! Tai, tu ai mai mers cu troleibuzul? Da, mergi cu mami. Hai că pierdem! Hai să ne uităm în cartea mea! Salut! Eu sunt troleibuzul, unul dintre mijloacele de transport în comun. Știam că veți ajunge și la mine. Trebuie să așteptați cu minți în stație, pe trotuar și nu în stradă venirea mea sau a colegilor mei. Să nu alergați în urma mea dacă nu sunteți deja în stație când sosesc. Iar atunci când sosesc și opresc în stație, vă urcați pe rând pe scară, vă găsiți un loc. Dacă nu e niciun loc liber, atunci vă prindeți cu mânuțele de o bară și vă țineți de ea tot timpul călătoriei. Nu e voie să alergați prin troleibuz sau să vă jucați. La sosire, coborâți pe rând și așteptați plecarea mea din stație înainte de a traversa. Nu e voie să treceți prin fața sau prin spatele meu, chiar dacă există semnul trecere de pietoni. I-am găsit un locușor! Eu mă țin de mână! Să coborăm. Ah, gata! Știu drumul. O luăm pe acolo, prin parc. Aici e bine pentru noi să ne jucăm, că e departe de locul, cu mașini. Așa, da, dar ne așteaptă mama acasă. Nu, nu i-am găsit. Nu erau în fața școlii, nu erau nicăieri. Unde ați fost, măi, copii, că m-am îngrijorat că nu v-am găsit în fața școlii? Sunteți bine? Suntem bine. Am venit pe jos. Măi, Andrei, de ce nu m-ai ascultat? Ți-am zis să mă aștepți. De ce nu m-ai așteptat? De ce ați plecat de capul vostru? Am crezut că știm drumul. Dacă te plictiseai, trebuia să-i spui doamnei învățătoare să mă sune. Nu să plecați așa. Îmi pare rău, dar până la urmă ne-a prins bine. Ne-a rătăcit puțin, dar l-am întrebat pe domnul superagent și ne-a ajutat el. Și a venit cu troleibuzul. Și am învățat foarte multe din cartea de colorat. Da? Ce-ați învățat? Oh, chiar foarte multe. Când să traversăm... Culorile semaforului și ce rost au ele. Da? Semnalele agentului de circulație. Și să nu ne jucăm pe trotuar. Foarte frumos. Dar să nu mai plecați niciodată singur și să o ascultați pe mama, da? Da.